în predicare, a clădit în programe cu biserica, în tot ceea ce putea, a dat din ce în ce mai mult. După 2 ani de zile s-a mutat la altă biserică mai mare. Acum, după 20 de ani, lucrul acesta s-a repetat așa permanent. După 20 de ani a fost pe punctul să fie numit la una dintre cele mai mari biserici din Statele Unite ale Americii, la o mega church. Și în momentul în care trebuia să candideze pentru, a fost invitat acolo să candideze.